arată primul penalti pentru City. Garcia scoate senzațional Burki. Burki are astfel de meciuri în spate, de lovituri de departajare. E portarul de cup. Burki, asta e clar. Paslak față în față cu Gang. Fundașul stânga din repriza secundă, Alba Rusie a jucat fundaș dreapta în partida cu Manchester United. Trage pasla, ratează și el. Excepțională și intervenția goalkeeperului de la Manchester City. Un plonjon foarte bun al lui Gunn. Și mingea e deviată, iată, cu palma stângă. Da, și nici... Da, uite că... Îmi place că sunt jucători tineri care bat. Nu vine Aguero, nu vine David Silva, nu vine Boni. Adarabi Yoyo, fundașul central. Adarabi Yoyo, da, frumos. Deși a și alunecat. Cred că ar fi avut un meci de calitate mult mai bună dacă era un gazon. Da, frumos aici, oricum, chiar dacă a părut așa puțin atipic, e șut de fundaș, dar bine plasată mingea. Primul gol. Pice lovise mingea, n-a fost în pericol să rateze. Și Shinji Kagawa, față în față cu Gan. Japonezul Borussia a dat pasa la golul egalizator al lui Pulisic. Kagawa trage exact în același loc în care a tras și Paslak, numai că de această dată Gan a plecat în partea cealaltă. 1-1. Să vedem pe cine a pus Guardiola, al treilea executat. Uite și Kagawa, după două lovituri de fiecare. Fernandinho, integralist, n-a dat chiar atât de bine. Burki a preferat să rămână pe centru aici. 2-1 pentru City. Foarte frumos plasează din glezme această minge Fernandinho. N-a avut timp să plonjeze Burki. Gonzalo Castro pentru Borussia. Câte o ratare până acum. Felix Garcia și Paslak. Gonzalo Castro jutează pe centru. Gan a plecat tot în dreapta. N-a fost deloc departe golkeeperul lui City să atingă această minge cu piciorul. Acum a rămas Burki pe centru. Dacă ar fi rămas aici și Gan, dar probabil de-aia a și dat acolo Castro. A, iată, bine, până la urmă și David Silva. S-au terminat tinerii. Da. Da, în afară de Angelino și Maffeo, prea mai cu cine. David Silva scrie, frumos, plasat. O plasă făcută din materiale chinezești, n-am niciun dubiu. Care suferă puțin. Bine că nu s-au dat mai multe goluri, că altfel s-ar fi îndoit și mai rău. Sigur, glumim și noi. Trebuie... Da, uite cum rămâne, trebuie reașezată acolo. E destul de ușor. De prins în teren. Aia, gata, s-a rezolvat. Da, nu e obligatoriu să fie exact ca la început. Exact. Nu trece mingea tocmai pe acolo. Are ceva de reproșat și Gan. Gol, 3-3. Dumic, cel care a executat. 3-3 la lovituri de departajare. 4-4 la general. Acum chiar că trebuie fixată clasa. Ce-o crezi tu? Burnic a dat... bine, s-a făcut pe Aguero.
Agüero, multă experiență la astfel de faze, telefoanele pregătite, avem un popor pasionat și de fotografie, nu? Agüero! Da, frumos! Deși a ghicit acolo Burki, a doua oară când ghicește colțul. Bine, bine, de tot bate Agüero. Să vedem pe cine pică presiunea să înscrie. Pulisic. Dacă tot a dat golul care a dus aici. Golul lui s-a ajuns la loviturile de departajare, marcat probabil la ultima fază a meciului. Nu a fost atacat. S-a mai reluat de la mijloc. Pulisic marchează cu mare noroc. Respinge în poartă Gan. Și mai avem măcar o serie. 4-4. S-a aruncat bine aici. Portarul nu stă rău până acum, cu mici excepții. Se trece la al șaselea set de lovituri. Nolito. Cel care execută. Nolito, gol! Foarte frumoasă execuția lui Nolito. Vezi că n-a mai ales nimeni colțul, da, ține, din, ține din bine, dreapta? Ține bine acolo, că se ține ceva mai bine plasat. Hober. Hober, da. Hober, doiarul Borussiei, impecabil. Nu ratează nimeni de la seria a doua încolo, după ce Alex Garcia și Paslak au ratat primele execuții. Sterling. Da. Nu prea a apucat să joace mult. Cele 90 de minute. Achim Sterling scoate Burki. Scoate Burki. Portar bun la loviturile de la 11 metri. A scos două și a mai intuit încă de două ori direcția care au trimis adversarii. Burki a mai făcut dispre de genul acesta, deci o recupă. Conjează foarte bine, împinge excelent în picioare Burki și reușește să scoată mingea de pe cadru porții. Larsen, danezul Borussiei. Poate fi ultimul executant al loviturilor de departajare. Să vedem dacă marchează, Borussia câștigă. Dacă ratează, merge mai departe, ratează și Larsen. 7 serii s-au dus deja. Reacția lui Thomas Tuchel. El vrea să-l bată pe Guardiola. A pierdut și pentru moralul jucătorilor. A pierdut cu Guardiola la loviturile de departajare Cupa Germaniei, ultimul meci al lui Guardiola pe banca lui Bayern în sezonul trecut. Campionatul a fost 0-0. Angelinho la Dortmund. Bine execută și este gol. Și dacă ar fi chicit colțul, da. Ba da, se putea scute. Se putea, pentru că așa a dat și Sterling. Numai că acum n-a ghicit colțul. Michel Merino. S-au rezolvat problemele cu poziționarea mingii. Var, șutează Michel Merino și o face rău. Manchester City câștigă la loviturile de departajare meciul cu Borussia.